În funcție de condițiile meteorologice anunțate, se va impune intervenția în forța utilajelor de dezăpezire. Până la 1 decembrie, atunci când comandamentul de iarnă își va începe activitatea, autoritățile vor să aibă cantitatea de material antiderapant și toate utilajele de dezăpezire pregătite. Alexandru Zaharia, directorul SC Edilitara, a precizat că pregătirile pentru venirea iernii sunt în continuă derulare. Deja am început pregătirile să ne aducem nisip, sare, clorură de calciu solidă, clorură de calciu lichidă, deci utilajele s-a ținut licitația, nu o să fie probleme. Deja am dat dispoziție să aprovizionăm scule, dispozitive, lopeți de plastic pentru zona centrală, pentru trotuarele acestea cu pavimente, târnăcoape, cam tot ce avem. Directorul Zaharia a mai adăugat că dezăpezirea în zonele din centrul orașului se înaintează cu greu din cauza obstacolelor întâlnite. Și vreau să vă spun că această activitate de dezăpezire este mult mai grea într-un oraș față de un drum național, un drum județean sau un drum european. Acolo omul nu are intersecții, nu are curbe, nu are semafoare, a pus lama, s-a dus 20 de kilometri, întoarce, mai vine 20, mai doarme 2 ore la cap. Dar pe când în oraș, semafoare, cămine, intersecții, dă prioritate, mașini, stă la parcat, nu stă de la o parte, claxonează, scoate-l, roagă-l, e mult mai greu. În total sunt 20 de utilaje pregătite să înlăture zăpada la nivelul municipiului Târgu Jiu. Doar jumătate aparțin societății SC Edilitara, restul fiind închiriate de la alte societăți. Cu toate pregătirile autorităților, meteorologii au declarat că în acest an nu va fi prea multă zăpadă.